Nein, nein. Wer ist denn weg? Ce sună? Așa. Avem aici o puneiță de 7 ani pe nume Ina. Tinere, te salut odată. Da. Cum te cheamă? Numele mic. Denis. Aici tatăl tău. Da. Îl salutăm pe tatăl tău. Cum vă numiți? Vă salut, domnul Cristi Giuri. Domnul Giuri, vă salutăm. Și eu vă salut. Aici împreună cu băiatul dumneavoastră. Da. Denis, vreau să zic așa, ne-a atins la inimioară. Aici o puneiță frumoasă. Arată că cum arată semigrei românești, așa lață în spate. Da. Și în piept. Așa. Da. Dacă ăsta să ne pun, ne poți spune despre ea. Da, da, da. Avem aici o puneiță de 7 ani pe nume Ina. Pe nume Ina. Stai așa să oprească. N-are nimic ca sună, nu-l puteți spune un pic pe pauză? Da. Că de dau drumul la meu, avem concurență. Sună și a meu într-o veselie, mai l-am pus pe ăsta. Pe să nu se audă. No. Ați rezolvat? No, no, cer scuze. Ia că Petre. Dacă da drumul acum. Da, da. Bun, Denis. Avem aici o puneiță de 7 ani pe nume Ina. Da. E foarte blândă, e foarte cu minte. O văd, o văd. A fătat și un pui aici la noi, mânzulei, o să-l scot imediat. A, ai mânzulei aici? De un an de zile e mânzul? Nu, de 2, de 3. De 3? Da. Și n-ai mai dat-o la muntă după aia? Nu, n-am mai dat-o. De ce n-ai mai dat-o? Nu știu ce-a fost cu mine, dar... Vreau să zic că îmi plac Adidas și tăi de la Jordan. Șmechere de Adidas. Bravo. Așa e? Hai, bun. Tinere, ce am vrut să te întreb? Ai ieșit cu Săniuța? Da. Cu băieții, când? Ieri. Și ați fost mulți la Săniuș? Ați fost mulți la Săniuș? Nu, doar 3 am fost. Și, dar nu aveți penți pe aici? Nu. Numai v-ați tras cu rândul sau cum? Da, da, da. Fiecare l-ați tras pe câte unul sau cum? Da, da, da. Ha? Da. Dacă aveați o sănuiță acum mare, ce bine, bună era treaba acum cu prietena. Salut, Ina, cu domnul Cristi. Lasă că noi avem răbdare. Da, bineînțeles. Că e cu minte, Ina. Foarte cu minte. O punea foarte frumoasă. Da. Ia. Denis, hai să zic o fază. Da. Și ca și oamenii au stări, știi cum zic? Da. Câteodată când te trezești așa, parcă bă, nu m-aș duce la școală. Câteodată așa m-aș duce la școală. Da. Ia. Lasă că e bine că noi știm că ia stare. Stați că mai. Bună. Salută pe domnul Cristi. Salută, Lina. Sus, Lina. Sus. Hop! Bravo, mulțumim! Încă o dată, Lina, hop! Opa, gata, e bine. Hai. E bine. Hop. Tinere, hai să văd ce bici ai. Este de la Ciobre. De la Ciobre, biciu? Da. Ha? Da. No, cu ocazia asta salutăm pe Ciobre. Da. Aici biciu, bici făcut de el. Lași biciu la mine un pic. Da. Că-ți place să puști. Da. Puști după aia. Așa. Așa. Tinere. Da. Tăticul tău o să stea un pic, o să țină poneița. Da. Și tu o să aduci da. Mânzuțul. Da. Uite, vezi cât e. Lasă-l scot. Da, vreau să zic așa, tinerii, băieții, fetele care se ocupă de animale, care trăiesc la țară, care trăiesc cu animale și de la oraș, dacă te ocupi de animale și ăsta tot acolo stă treaba, îs un pic mai căliți. Nu? Tot trebuie să ieși cu cai, trebuie să aduci, să faci, să cureți, să cari, să duci apă. Pe grase, Cristi.
Da, o văd, nu e foarte, foarte grasă, eu am văzut. Afară a fost mai grasă. Eu am văzut și mai grasă ca ea. Da. Uite, vezi cum și-o iubește pe amica. Hă? E femeluță sau mânzuț? Am notat cu el odată. Sau, câte ai notat? 3. Adă aici, adă la aici, te rog. Domnul Ghiuri, rămâneți dumneavoastră acolo? Aici, pune-te. Aici ne pune-te. Oh, oh. Tu, tinere, tu aici și dumneavoastră rămâneți un pic acolo. Rămâneți chiar lângă balustradă dumneavoastră. Da. Domnul, mai încolo un pic, că e prea, prea mare. Așa. Da, tinere. Da. El e Ștefănuț? Da, e Ștefan. Așa îl cheamă. Așa. Un poneu de 3 ani. Da. Este mânzul ei. Da. E foarte cu minte, merge și la căruță. L-ai pus la căruță? Da, și într-unul și în doi. I-ai pus în doi, la căruță? Da. Ha? Da. Aia e treabă faină. Da. Nu fii atent, o săniuță trebuie să-ți facă tata. Da. Nu mai vezi tu cum e și cu zăpezile astea, nu mai sunt zăpezile alea care... Da. Cum erau zăpezile când eram copii? Așa are, domnul Cristi. No, din păcate, acum, uite-te, asta zăpadă se topește și nu știm când mai va mai ninge. De Malta. Da, sperăm să ningă. Eu acum, pe traseu până la Oradea, tot o ninzi de la Cluj. Da? Da, da. No, pune-l pe Ștefănuț lângă ea. Legi o lată sau? Cum dorești tu? Gagri. Maucio, Cristi. Cum? Maucio. Da, n-are nimică. Că... Noi facem filmele cât de, cât de naturale. Așa, și amândouă, acțiune. Unde-i biciu? Lasă biciu, nu-i voie. Da, nu, că nu. Numai așa e de decor au biciu. Trebuie să deschizi poarta și merg până acolo cine a văzut. Uite pe trebuie, la Ștean. O, Ștefan. Că ei n-are postul pe... Păi bun, Denis. Ok, lunga asta, tata. Ha. Hai, băieți, ha. Tu așa de frumos? Nu știu că e față, hai. O, dar frumos, lunga. Dar cum? Elegant. Și ce frumos? Ce-mi place mie la ponei, când aleargă așa pe beton, cum le sună copituțele. Bun. Poți să oprești aici. Oprește aici, așa. 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 Denis. Da. Dacă vrei să ne mai spui tu ceva legat de poneițe tai? Sunt foarte cu minți, mă înțeleg foarte bine cu ei. Da. Mor și la călare și la căruță. Are și șala ei. Ce te-ai gândit pe viitor? Să mai mi-au doi. Te-ai gândit să-ți mai iei doi ponei? Da, și să mai mi-au o iapă sau două. Așa, mi-ar place tare mult să-ți iei poneițe și... Să-mi dai un telefon și să zici, Cristi, am 3 ponei mici. Și atunci eu vin expres pentru tine să vedem ponei. Da. Știi cum zic? Da. Cum are și Călinus de sus de la munte? Cu ocazia frumosului acesta și salut. Ai vorbit cu Călinus vreodată? Da, ieri am vorbit eu. Deci Călinus e prietenul nostru. Da. E foarte frumos că vă cunoaște și că... El a vrut să cumpere și poneița de la mine. Așa, și... Nu i-ai dat așa? Ai spus că nu-i de vânzare și... Și nu ai vrut să faci cu poneiul cu el? Nu. Poneiul tu nu ți-i de dat așa? Niciun nu de dat recontra. Așa. Nu. Ce am vrut să te întreb? Pe lângă poneiți mai ai încă ceva cai? Da, o iapă. Mai ai o iapă? Da. Și tu o să o poți prezenta tu? Da. Și atunci noi o să rugăm pe tatăl tău să țină poneii chiar acolo unde e el și tu ne prezinți iapa? Nu, că nu putem, că n-am 4 carabine, n-am 6. Am înțeles. Atunci, știi cum facem? Dar dacă băgăm ponei. Bine. Sau unul și unul putem lăsa. Cum dorești? Dacă vrei, le putem face separat, bine? Separat. Adică le duci îi duci pe ei, bine? Da. Na, poți să-i duci acum și noi te așteptăm. Da. Du-te, Denis, că e așa amândoi la o altă. Da, nu să iau asta acum. Du-te frumos că e. Așa. No, hai că noi te așteptăm frumos. O, tati, bă. Ei din o dată? Da, dacă dorește și nu-i groază. Așa mai bine o dată fiu. Așa mai bine. Interesant, aici numai câmpuri drepte aveți. Câmpuri lungi. Da. Întinse. Nu-ți vede de asta, nu-ți.
Hai. Bine! Super! Op, Stefan! Super, noi! Încă o dată, stai! Ei, băieții! Oh, gambar va fi ăsta, Cristi! Seamănă pe sămânță! Să fie crescător! Să știi că va fi! Să-și mai ia și să... îl vedem cu mânj. Da, hai că să vedem la teatru! Bine! Așa, bun. Tinere. Da. Aici pe lângă punei. Da. Ai scos frumoasa ta iapă pe nume? Lina. Vreau să zic 4 ani. Vreau Lina să zic Mondiala. Auzi, vreau să zic Lina Mondiala, zic vreau să zic că pe poziție cum îmi place la Nea Costel. Da. Așa e. Nu, poate că e un pic mai mare ca... Uite acolo ce piept are Cristi. O văd. 4 ani are. E foarte frumoasă Lina. Of, dar ce turi. Oh. Așa. Aia e. No, asta e poziția lui Nea Costel cum îi place lui. Deci uite de acolo. Ia tinere, stai și tu așa din lângă ea. Închide picioarele. Mai. Da, așa-ni. Așa. Așa, no. Și dă-ți un pic un picior mai într-o parte, nu? Așa. Așa. No, așa îi place la Nea Costel să fie băieții și caii pe poziție. Uite acolo pe Cristi. Cum mătru vede, da. Te fac așa. Îi... E apă românească. Lina e o apă frumoasă, semigreu românesc. Da. E mai înaltă, am mai văzut semigrei înalți. E montată cu... armăsar. Ardenez. Cu ce armăsar? Ardenez. De unde? De aici, de la mine. De la prietenul nostru, dacă știi, care salutăm, Cârnul de la Talpoș. Am auzit de el. Are un armăsar foarte frumos. Câți cai are el? Are cai mulți. Mulți are? Da. Așa, și armăsarul ce culoare? Pe ce culoare e? Roșu e. Pe roșu? Tot roșu e. Frumos cu păr pe picioare până da, roșu? Da. Am înțeles. Da. Așa, Denis. Da. Ce ai vrea tu să-ți fete apa ta în primăvară? În primăvară, trebuie să fete acum. Când? Pe martie. Păi da, acum în primăvară. Ce ai vrea să-ți fete? Mânzuță vrea. O mânzuță ai vrea? Da. Și dacă ți-ar face o mânzuță, ce ai face cu ea? Aș pustrau. Hă? Da, aș pustrau. Și ce ai face? După aia s-o crești și... Da, aș crești eu, apoi aș monta și tot așa. Nu tu. Na, foarte bine, așa ar trebui. Da. Așa, poți să o duci pe Lina încolo, te rog? Lina. Lina! E să nu bași pe aici până tunel. Hai, ha. Op, așa rămâi. Așa rămâi. Iap. Da, Denis. Toace. Op. Suri Lina, ho. Suri Lina, ho. 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 Suri Lina. Ho. 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 Așa. Atât. Cum să nu poată? Poate, stai. Lasă-l să țină el. Așa, că noi aici avem un bărbat puternic, mă, noi exact. Stăm de vorbă cu copiii în fața. Nu stăm de vorbă cu copiii în fașă. Îmi place foarte mult animalele. Da, aia e bine că îi plac animalele. Oh. Și îi foarte... Ia, ca să vede pe ea că e gestantă. Da, e foarte important ca să copiii să crească într-un mediu frumos, într-un mediu sănătos. Că... atunci nu ai treabă că se îmbolnăvește copilul sau știu eu alte treburi. Și la căruță-i de nota 10 apa. Așa. Cum vrei. Fii atent. Stânga, dreapta, trage. Fii atent. E filmare că-i de vânzare apa. Ți-i de dat? Nu. Nu l-a înseamnă că el vorbea și... E, vezi uscate vorbește. Da. Nu, fii atent. Du-o înapoi, vii cu ea, o mai învârți o dată și poți să o duci în graș. Bine? Ușor, așa, după inima ta, așa. Lăsați că e bine cum o duce. Noi avem răbdare cu el. Așa. Tinere. Da. Dacă vrei să dai un mesaj pentru cineva, să salut pe cineva, știu da, eu. Da, vreau să salut pe domnul Călinuț. Așa. Tata bebe, cu auzi, pe aici, pe bebe, pe vecinul tău. Așa? Da. No, bun atunci.
Noi îți mulțumim tare frumos. Eu vă mulțumesc că ați venit. Și ne vedem zilele următoare. Da. Bine? Vă mulțumim foarte mult. Cu mult drag. Da, da, puteți să-l ajutați pe băiat. Bine, domnule. Două, domnule. Cristi, vă mulțumim.